Un contemporan îl descria ca fiind în stare să lucreze neîntrerupt două săptămâni în șir, ca apoi să vagabondeze o lună sau două în compania slugii sale și cu pumnalul la șold să caute distracții, gata oricând de duel sau de încăierare. Fizicianul englez a inventat și perfecționat numeroase instrumente de măsurare și observare, precum telescoape, termometre sau microscoape, însă a rămas celebru prin legea care îi poartă numele. Se referă la proporționalitatea dintre deformațiile elastice ale unui corp și tensiunile la care este supus. Romancierul britanic născut în India a devenit celebru în insulă, în special pentru satira adusă societății victoriene în bâlciul deșertăciunilor. Mulți îl consideră cel puțin egalul mult mai cunoscutului Charles Dickens. Romanciera britanică a oscilat între rațiune și simțire, dar și între mândrie și prejudecată. Pe la 40 de ani a contactat o boală despre ale cărei simptome biografii moderni spun că ar corespunde sindromului Edison. Fizicianul olandez a pus temelia pe care Einstein a clădit celebra teoria relativității. Transformările care îi poartă numele constituie baza matematică a demonstrației relativității restrânse. Primul patriarh al creștinismului ortodox românesc a fost nevoit să-și asume și funcția de prim-ministru al țării. E drept într-o perioadă tulbure a istoriei, în preajma celui de-al doilea război mondial. A fost primul președinte de culoare al Republicii Africa de Sud. Aproape o treime din viață și-a petrecut-o în închisoare. Într-o autobiografie spunea că a acționat așa cum a simțit, neputând face altfel. I must confess I'm unable to describe my emotions. I was completely overwhelmed by the enthusiasm. It's something I did not expect. Nepoata reginei Victoria a Marii Britanii și soția regelui Ferdinand, Maria a rămas în conștiința românilor ca mama a răniților, regina soldat, implicată în acțiunile caritabile din perioada dramatică a Primului Război Mondial. A contribuit la salvarea multor evrei în tulburii ani ai războiului 2. În 1987, Muzeul Holocaustului i-a decernat titlul Drept între popoare, iar în 1990 a devenit cetățean de onoare al statului Israel. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.